Suspendat după meciul de la Târgu Mureș, Petre Grigoraș a fost spectator la Severin. Tehnicianul le-a purtat noroc orjenilor din tribună. Grigoraș a avut concurență serioasă în tribună. Bianca Drăgușanu, iubita prințului Adrian Crista, a fost și ea prezentă la meci, reușind să îndrepte spre ea privirile celor prezenți la meci. Nu a reușit însă să atragă și atenția a două fane care l-au susținut pe Grigoraș pe toată durata partidei. Grigoraș, cel mai tare din oraș! Grigoraș, cel mai tare din oraș! Grigoraș, cel mai tare din oraș! Badea cu echipa lui, cascadorii râsului! Iubita prințului Crista a stat la loje tot meciul, distrându-se cu prietena ei pe seama jurnaliștilor care erau cu ochii pe ea. Asistenta TV a filmat pe fotografii care îi făceau poze. Pandurii i-au luat zâmbetul de pe buze imediat. Vedeta nu a schițat niciun gest la golul încasat de echipa iubitului ei. Văzând că gorjenii înscriu și al doilea gol și se îndreaptă spre o victorie sigură, fotomodelul s-a plictisit și a început să butoneze telefonul mobil. Vreau să mulțumesc și publicului spectator care a fost alături de noi și ne-a încurajat pe toată durata partidei. Nu este prima oară când am fost în locul domnului Grigoraș. Mă bucur că am reușit să-i fac uitată lipsa, să nu, jucătorii să nu simtă lipsa antrenorului pe bancă. Grigoraș va lipsi de pe bancă și în partida cu FC Brașov, însă va reveni în ultima etapă cu vasluiul lui Hizo.